Intervenție promptă a pompierilor ieșeni, care au evitat la limită o explozie pe șosea cauzată de scurgerile de carburanți. Pe drumul european 85, în dreptul localității Miroslăvești, a avut loc un grav accident rutier. Un autoturism a intrat în coliziune cu un tir cu remorcă și a pătruns pe sensul opus, unde s-a lovit de alt camion. Un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani și un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 53 de ani a avut loc o coliziune. În urma impactului, cel din urmă, intrând în coliziune cu un alt ansamblu de vehicule care circula pe sensul opus de mers, condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului dintre cele trei vehicule, pe șosea s-a scurs o cantitate impresionantă de motorină. La locul accidentului au venit pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Iași. La locul evenimentului s-au deplasat o auto specială de intervenție și stingere și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul secției de pompieri Pașcani. Echipajele de pompieri au asigurat măsurile specifice, balizarea zonei afectate și îndepărtarea carburanților de pe carosabil. Niciunul dintre cei trei șoferi nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt importante. Verificările continuă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.